Casa Națională de Pensii este printre pionierii în domeniul digitalizării serviciilor oferite populației. Dacă nu știați, aflați acum la Hunedoara 1 TV că puteți primi talonul de pensie și online, nu doar prin intermediul poștașului. Beneficiile sunt multiple, iar procedura este simplă și nu necesită decât câteva minute de atenție. În județul Hunedoara, la Casa Județeană de Pensie se înregistrează lunar în jur de 100 de solicitări pentru primirea talonului de pensii în format electronic. Primul pas este să vă faceți un cont pe site-ul Casei Naționale de Pensii. Aceasta se face prin completarea unui formular online pe portalul www.cnpp.ro la secțiunea De ce să-mi fac un cont online. Odată completate acolo toate datele personale ale solicitantului, se generează un formular cu un cod de bare care ulterior se listează de persoana interesată, se semnează, iar doritorul vine cu acest formular și cu actul de identitate la unul dintre ghișeele Casei de Pensii pentru certificarea identității persoanei, având în vedere că în zilele acestea știm foarte bine că se pune mare preț pe protecția datelor personale. După aprobarea cererii, pe adresa de e-mail a solicitantului se primește parola contului creat pe portalul Casei Naționale de Pensii, de unde se pot obține tot felul de informații și facilități, inclusiv primirea talonului de pensie în format electronic. Există facilități de a depune orice tip de solicitare Casei de Pensii în format electronic, una dintre acestea fiind și aceea referitoare la primirea talonului de pensie, mandat de informare, cum el este numit, în format digital. Da? Deci îl vom putea primi pe această adresă de e-mail și ulterior îl vom putea folosi în fața oricărei instituții, în fața oricărei persoane juridice care are posibilitatea să verifice validitatea acestui talon de pensie pe acest portal. Deci nu există niciun fel de inconvenient cu privire la folosirea acestui tip de document în format electronic. Așadar, cu talonul de pensie în telefon, scăpați de o mulțime de griji, dar și de unele cheltuieli. În primul rând, discutăm despre, dacă vreți, economie de resurse din toate punctele de vedere, că discutăm de economie de timp, pentru că nu mai e necesară ulterior deschiderii acestui cont pe portalul Casei Naționale de Pensii, nu mai este necesară prezența fizică în sediul Casei Teritoriale de Pensii cu ocazia fiecărui serviciu solicitat. Persoana în cauză poate să trimită, să facă orice fel de comunicare cu Casa de Pensii utilizând facilitățile pe care acest portal le pune la dispoziție. Că solicităm o recalculare a pensiei, că solicităm acordarea unui bilet de tratament, că solicităm primirea acestui talon în format electronic, toate aceste că solicităm certificarea stagiului de cotizare, toate aceste informații se pot obține și nu doar informații, ci și documente, se pot obține în format electronic. Deci spuneam că economisim timp. Pe de altă parte, economisim resurse pentru că nu mai folosim atâta hârtie de fiecare dată să facem tot felul de copii pentru talonul de pensie pe care îl vom folosi peste tot unde pensionarii au nevoie de el. Și nici poștașul nu mai trebuie să sune de două ori la ușă. Evident, economisim timp și din acest punct de vedere, pentru că era oarecum și acest inconvenient că trebuia să existe o sincronizare între factorul poștal și pensionarul nostru. Atenție însă, contul se accesează în primele 5 zile. În caz contrar, se anulează. În județ, peste 100 de pensionari solicită lunar primirea talonului de pensie online, fără să mai depindă astfel de programul poștașului.